Clădiri vechi ce necesită reabilitare totală, examinări medicale incomplente, dezinfectante expirante, lipsa medicamentelor de urgență și a materialelor sanitare au fost cele mai frecvente probleme găsite de inspectorii sanitari în cabinetele medicilor, laboratoare de analiză și spitalele din județ. Dacă spitalele din Bistrița și cel din Beclean au beneficiat în ultimii ani de investiții majore, spitalul din Năsăud s-a transformat în cenușărea sa județului, probleme și lipsa medicilor fiind an de an tot mai vizibile, potrivit bistrițianul.ro. Inspectorii DSP au controlat anul trecut și cabinetele medicale, stomatologice, laboratoare de analiză, dar și căminele pentru bătrâni, iar rezultatele sunt de-a dreptul îngrijorătoare. 90 de unități de asistență medicală S-au ales cu avertismente pentru problemele descoperite și una cu activitatea suspendată.